Începem? Bine. Bună ziua, bine ați venit la această conferință de presă după încheierea ședinței săptămânale a conducerii Uniunii Sociale Liberale. Eu aș dori să vă prezint rezoluția pe care am propus-o Uniunii Sociale Liberale și care a fost adoptată de către conducerea USL. O rezoluție referitoare la susținerea pentru toți reprezentanții României în cadrul structurilor europene a poziției privind politica de coeziune și politica agricolă comună. Uniunea Sociale Liberală susține propunerile formulate pentru viitorul mecanism financiar multianual de către președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, și de către președintele Parlamentului European, domnul Martin Schulz. Aceste propuneri formulate, repet, de către Comisia Europeană și Parlamentul European îndeplinesc obiectivele fundamentale ale României în perioada 2014-2020 referitoare la politica agricolă comună și la politica de coeziune. Uniunea Socială Liberală, ca majoritate de guvernare în acest moment în Parlamentul României și foarte posibil ca viitoare coaliție câștigătoare a alegerilor din 9 decembrie, solicită președintelui României și celorlalți reprezentanți, mie ca prim-ministru, miniștrilor, ca în cadrul reuniunilor la care participă să de Comisia Europeană și Parlamentul European. Încă o dată, Uniunea Socială Liberală consideră că alături de celelalte fundamente care țin de drepturi și libertăți fundamentale, de statul de drept, Uniunea Europeană reprezintă și are ca fundament o politică de dezvoltare comună, politică care implică atât coeziunea și fondurile structurale, cât și sprijinul pentru agricultura europeană. Uniunea Europeană se bazează pe aceste fundamente și Uniunea Socială Liberală consideră că România trebuie să sprijine și să beneficieze în mod implicit de politicile referitoare la coeziune și sprijin al agriculturii. Acesta este poziția politică a Uniunii Sociale Liberale și această poziție trebuie să fie exprimată în interesul României și în interesul participării noastre în mod activ, în mod dinamic și echilibrat la viața Uniunii Europene. Iar toți reprezentanții României trebuie să se comporte și să sprijine ceea ce este în interesul României și în conformitate cu principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Aceasta este rezoluția adoptată de către conducerea USL și evident această rezoluție va constitui atât pentru guvern, guvernul reprezentant al USL-ului, deci și pentru Parlamentul României, în care Uniunea Socială Liberală deține majoritatea și foarte posibil o va deține și în următoarea legislatură, o poziție clară, fundamentală și de la care nimeni nu poate să se abată în reprezentarea României. Asta era ceea ce eu doream să vă prezint. În plus, am informat colegii din Uniunea Socială Liberală, alături de miniștrii de resort, faptul că guvernul actual, în cele 6 luni de activitate, nu, sau mai bine să încep cu partea pozitivă, a reușit să îndrepte foarte multe din deficiențele produse de vechile guvernări în perioada 2009-2011, în așa fel încât programul operațional regional și programul operațional sectorial pe mediu au fost deblocate prin aplicarea unor corecții financiare mai mici decât se solicitase inițial,
De asemenea, POSDRU, Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în această săptămână va fi deblocat și vor reîncepe transmiterile de cereri de decontare către Comisia Europeană. Rămân în suspensie pentru sfârșitul anului și începutul anului viitor, deblocarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității și Programul Operațional Sectorial de Transport. Aceste programe au fost blocate și au intrat în procedură de presuspendare în urma gravelor deficiențe constatate în perioada 2009-octombrie 2011, iar guvernul actual a reușit să îndrepte pentru 3 dintre ele deficiențele constatate, evident acceptând și corecții financiare conform regulamentelor europene, corecții care nu puteau fi evitate, deoarece se referă la perioada 2009-2011. Ca să spun și mai direct, am moștenit un dezastru în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene și am reușit în cele 6 luni să îndreptăm o parte semnificativă din acest dezastru. Critica și a președintelui Băsescu și a celor de la PDL este că n-am reușit în 6 luni, din dezastru pe care l-am moștenit, să facem deodată totul un paradis. Soluția pe care eu o propun este să vină înapoi cei care au produs dezastru. Am reușit în 6 luni să deblocăm 3 din cele 5 programe, următoarele 2 prin eforturi susținute și prin, sigur, acceptarea de corecții conform procedurilor europene, sunt toate șansele să fie deblocate în perioada următoare. În acest domeniu al realităților, al cifrelor, al rapoartelor de audit, atât cele externe cât și cele europene, demagogia și minciuna promovate atât de președintele Băsescu, cât și de reprezentanții săi din PDL, nu pot să facă decât mai mult rău, iar rezultatele sunt cele pe care le cunoașteți și pe care le punem de fiecare dată la dispoziția opiniei publice din România. Opinia publică care, sigur, a constatat și poate să judece pe 9 decembrie dacă actualul guvern a făcut suficient de mult pentru a îndrepta dezastrul moștenit sau dacă, sigur, domnul Băsescu, domnul Botiș, domnul Lăzăroiu, doamna Barbu, doamna Voagiu și toți cei care ne-au adus în situația de blocaj actual, trebuie să se întoarcă la butoane ca să facă ceea ce au făcut și în 2009-2011. Alegerea este simplă și evidentă și sunt convins că lucrul acesta se va întâmpla pe 9 decembrie. Eu asta doream să vă spun. Da, de agenda Parlamentului, cum știți, mâine Camera se reunește pentru a discuta cazul Frășculescu. Și de asemenea astăzi am un birou permanent al Senatului în care vom discuta câteva subiecte. Înainte de toate, eu cred că acest subiect major al poziției României la Consiliul European poate să facă conținutul și unei dezbateri parlamentare. Examinăm posibilitatea de a face o ședință, poate chiar mâine, cu Camerelor Reunite pe acest subiect. O să propun asta colegilor mei. Vom vedea care va fi decizia. În orice caz, mâine avem convocate grupurile parlamentare la o întâlnire comună, grupurile parlamentare ale Uniunii Sociale Liberale, despre le vorbesc, și care vom stabili poziția de principiu față de toate aceste lucruri. Reamintesc că pe agenda Biroului Permanent al Senatului de astăzi va fi și scrisoarea pe care Traian Băsescu a trimis-o în legătură cu votul pe care Senatul a dat în cazul Mircea Diaconu. Voi pune, evident, în discuția și în decizia Biroului Permanent al Senatului solicitarea din această scrisoare. Astea sunt chestiunile cele mai importante pentru săptămâna în care vom avea aceste reuniuni ale Camerelor Parlamentului, sau cel puțin unei camere. În rest, programul de campanie, trecând acum în registru, continuă așa cum a fost anunțat,
sfârșitul acestei săptămâni ne va găsi conducerea Uniunii Social Liberale în aceeași formulă reunită în județe din Moldova, Iași, Botoșani, Suceava, Neamț. Vă opresc aici, dacă vreți colegii să adaugă. Eu vă stau la dispoziție toate întrebările pe politica agricolă comună și care este poziția României pentru Consiliul European. Am explicat-o, explicăm în continuare, cred că e foarte important să explicăm. Să vă spun doar patru puncte importante, având în vedere că alocarea bugetară pe zona de politică agricolă comună reprezintă aproximativ, aproximativ jumătate din alocarea la nivel european, aceea situație aflându-se și pentru România. Foarte important, în primul rând, să nu acceptăm o reducere așa cum a fost ea propusă, pentru că asta ar îndepărta foarte tare momentul la care un fermier din România s-ar apropia de sprijinul pe care îl primește un fermier din vechile state membre, pe de o parte. Sunt două puncte care îngreunează oarecum accesarea de fonduri europene, perspectiva financiară 2014-2020 și pe zona de dezvoltare rurală. În primul rând, reducerea cofinanțării europene de la 85% la 75%. E o problemă care va pune presiune suplimentară pe bugetul de stat. În al doilea rând, prefinanțarea care ne-a ajutat să începem foarte multe investiții în agricultură. Se propune prin această ultimă informație de la președintele Vanul Pui să scadă de la 7 la 2%. Din nou o presiune suplimentară pe bugetul de stat. De asemenea, propunerea este diferită pe zona de convergență, adică în momentul la care ne apropiem de sprijinul mediu la nivel european, crește această distanță de la 4 la 6 ani de zile. Deci acestea sunt patru linii, dacă vreți, roșii peste care România, pe zona de politică agricolă comună, propunerea pe buget pentru politica agricolă comună, nu poate fi, România nu poate trece peste aceste linii roșii pe care vi le-am enunțat. Întrebări, dacă mai e cazul, dacă nu. Aș avea o întrebare. Rezoluția de astăzi a USL și posibilă ședință de plen, ce finalitate vor avea? Adică puteți să impuneți președintelui să transmită mai departe aceste concluzii la Bruxelles, la ședință? USL este la guvernare. Și în primul rând, această rezoluție este o poziție politică de principiu pe care Uniunea o adoptă, pe care guvernul deja a adoptat-o și o pune în practică. Noi nu putem să-i impunem ca Uniune Social-Liberală nimic, președintele. E vorba însă de încercarea de a ne comporta ca într-o țară democratică în care punctul de vedere al unor forțe politice semnificative contează și trebuie comunicat. Dacă vom avea o dezbatere în Parlament, cu atât mai mult. Evident, președintele nu poate fi constrâns. Dar cred că în orice democrație, orice reprezentant al unui stat, de la cel din tâi care este președintele, continuând cu executivul, cu ministrul, cu miniștri, cu toți ceilalți oameni care, într-o măsură sau altă, într-o calitate sau altă, reprezintă statul român, e normal să țină cont de poziția de principiu pe care, de pildă, Parlamentul o adoptă. Acesta este sensul și dacă vorbim de eventuală dezbatere în Parlament, este foarte important să exprimăm toate punctele de vedere, pentru că, de pildă, opoziția parlamentară actuală, PDL-ul, nu a exprimat, după cunoștința mea, o poziție de principiu pe aceste chestiuni. Sigur, avem parte de micile răgnete de campanie, cum face cont la declarații anti-europene și așa mai departe, tot felul de prostii. La domnul Băsescu, la domnul Ungureanu Traian. Dar aici e vorba de poziții oficiale care, într-o democrație, pe asemenea teme, pentru că, încă o dată, vorbim de bugetul 2014-2020, se exprimă în Parlament. Nu e vorba de a constrânge pe cineva. Domnule președinte, v-ați în cazul că apar cu propunerea dumneavoastră birourile permanente prece, să limitați președinte la aceste dezbateri? Nu cred că... Veți adresa o invitație? Nu cred. Dacă va exista această propunere, o menționat. De la alți colegi, nu cred. De la președinte știm că nu-i trebuie de niște oameni culători, nici de cum oameni politici. În Parlament sunt oameni politici, mandatat de națiune să discute politic. Oamenii cu laptop sunt. Președinția, după cum știți foarte bine, nu are specialiști și nu are aparat tehnic. Motiv pentru care, așa cum am discutat cu președintele și am anunțat și public, toți specialiștii guvernului care au participat până acum la negocieri, care cunosc cifrele, care cunosc și celelalte elemente de negociere, sunt
alături de președinte, pentru că acesta să poată să aibă o poziție fundamentată. Pe de altă parte, e foarte clar că aici nu se pune problema de a impune președintelui ceva. Dar nici președintele nu poate să ne impună nouă. Ca să fie foarte clar. Povestea că numai el exprimă poziția României, nu. Într-un stat de drept european, guvernul, parlamentul au propria greutate în exprimarea unei poziții care ține de guvern și de parlament. Președintele deocamdată vorbește în numele domniei sale. Și atât. Eu pot să vorbesc în numele guvernului atâta timp cât deciziile sunt adoptate în cadrul guvernului. Parlamentul poate să dezbată și să adopte un punct de vedere, o rezoluție, în acest sens. Lucru care se întâmplă și în Parlamentul European și în parlamentele celorlalte țări. Un președinte nu are un monopol asupra României. Numai el vorbește, numai el spune ce e România. Dacă ține sau nu cont, asta deja e o problemă a domniei sale personală. Deocamdată însă toți partenerii noștri europeni trebuie să știe care este poziția Parlamentului României, care este poziția Guvernului României, care este poziția principalei forțe de guvernare. Și sigur, președintele poate să țină sau nu cont. Dar asta e deja o problemă de responsabilitate politică. Însă, ideea enunțată de președinte ieri, că numai el e singurul care știe ce trebuie făcut și el votează și împotriva României pentru că el știe mai bine, este o poziție total greșită și seamănă, așa cum v-am spus și la intrare, cu ceea ce s-a întâmplat înainte de 1989. Și atunci un președinte a spus că el știe mai bine decât românii ce trebuie făcut pentru România și că nu-l interesează ce cred românii, ce cred instituțiile statului. La fel spune și președintele Băsescu și e total greșit. Era nevoie și din partea USL, și din partea Guvernului, și din partea Parlamentului de o delimitare clară de aceste apucături care nu au nicio legătură cu statul de drept și cu o țară europeană. Bun, aș avea și o nouă întrebări, una pentru că m-am spus și una pentru dumneavoastră. În calitate de președinte al Senatului și de lider de partid, care este poziția dumneavoastră în față de ideea revolivorului în cazul Diaconu? Și pentru domnul Ponta, cer scuze, dar simt nevoia să facem România, a spus mai înainte că vedeți sau vă gândiți la o formulă de coabitare post-alegeri cu președintele. Dacă ne puteți explica așa cum ar fi șansa să arate acest nou formulă de coabitare? Eu... era prima întrebare. Probabil că povestea dumneavoastră e mai lungă. Răspunsul meu e mai scurt. Poziția mea este aceeași, am mai expus-o. Senatul a dat un vot pe această speță specială, complicată, da? Nu e vorba de o lege, este pur și simplu un vot pe care Senatul l-a dat și nu există motive sau constrângeri ca Senatul să reia acest vot. Sigur, se poate decide asta, dar, repet, nu ne aflăm în situația unei legi și a regimului de promulgare în care președintele are constituțional dreptul atunci când nu e, mă rog, mulțumit, nu e de acord cu o lege așa cum a ieșit ea din Parlament, are dreptul de a o retrimite și de a cere reexaminarea ei. Nu suntem într-o astfel de situație și, din punctul meu de vedere, nu avem de ce să reluăm acest vot, indiferent că el poate să nască discuții sau poate să îi placă președintele. Asta este poziția mea personală, pentru că pe asta mi-aș cerut-o. Decizia, sigur că o va lua pe o permanent al Senatului. Eu, după 9 decembrie, sunt la fel de hotărât cum am fost și până acum, de a respecta atribuțiile constituționale ale președintelui, indiferent cum se cheamă acesta, că se cheamă încă Traian Băsescu, că se va chema Crin Antonescu, niciodată nu voi contesta și nu voi limita puterile conferite de Constituție președintelui. În al doilea rând, chiar și atunci când președintele nu are nicio putere prevăzută de Constituție, dar 5 dintre judecătorii Curții Constituționale împotriva altor 4 au decis un lucru, mă refer la reprezentarea în Consiliul European, am respectat această decizie. Deși în Constituție nu scrie nimic de acest lucru, este un drept arogat, abuziv de către președinte, cu sprijinul Curții Constituționale. Dar îl respect.
În acest sens. În același timp însă, ca prim-ministru, șef al Guvernului și pe baza sprijinului oferit de Parlament, sunt îndreptățit să exercit ceea ce Constituția prevede pentru Guvern. Și nu sunt dispus niciodată și niciun fel să reiau practica premierului Boc și a premierului Ungureanu de a lăsa președintele să conducă Guvernul și de a mă rezuma la un rol de executant obedient al ordinelor președintelui. Asta este neconstituțional și nu voi accepta niciodată acest lucru. În acest fel, trebuie să funcționeze coabitarea. Fiecare, și președintele, și primul ministru, și exercită atribuțiile constituționale, atunci când Constituția prevede o consultare pe o anumită temă, ați văzut că am răspuns pozitiv, am discutat cu președintele, atât de un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, de mecanismul de cooperare și verificare și voi face în continuare. Eu am apreciat că lunile septembrie, octombrie și început de noiembrie s-au desfășurat într-o stare de normalitate în ceea ce privește coabitarea, la fel cum a fost luna mai a acestui an. Imediat ce președintele intră în campanie electorală, sau cum s-a întâmplat în iunie, imediat după ce partidul său a suferit o înfrângere rușinoasă la alegerile locale, domnul președinte Băsescu a hotărât să intre în campanie electorală post-alegeri locale. Acum, de câteva zile, domnia sa și-a asumat rolul de purtător de cuvânt al campaniei electorale a PDL. Fiind probabil nemulțumit de activitatea liderilor PDL și fiind într-o concurență evidentă cu domnul Traian Radu Ungureanu, care exprimă mai bine punctul de vedere al PDL-ului. E normal că nu putem coabita atât timp cât președintele nu mai e președinte, ci este purtătorul de cuvânt al partidului său. După 9 decembrie, bănuiesc că președintele va reveni la funcția de președinte al țării, va constata că ajutorul dat PDL-ului nu a reușit să-i păcălească pe români, încă o dată, și în limita Constituției, până la expirarea mandatului domnului președinte Băsescu sau până la eventuala sa demisie, nu știu acest lucru, dacă intenționează sau nu. Eu respect prevederile constituționale privind atribuțiile președintelui și ale primului ministru. Domnule premier, spuneați că au fost specialiști din guvern la Cotroceni să explice domnului Treabușcu cum stă treaba, cu cine a fost, de la Constantin, minister, și secretarii de stat, de la consilierii mei personali, care au participat la negocieri, secretarii de stat, de la afaceri europene, de la finanțe, de la agricultură și vor merge. Eu am fost de acord că ei să facă parte din delegația președintelui. Mi s-a solicitat acest lucru și așa cum am anunțat, am fost de acord să meargă la Bruxelles, să-l sfătuiască pe președinte, să explice lucruri pe care probabil nu le știe sau nu le înțelege. E foarte bine când nu te pricep să asculte de cei care te pricep. Inclusiv i-am spus președintelui lucruri de detaliu care țin de negocierea și de discuțiile pe care le-am avut cu alți prim-ministri. Pentru că în Consiliul European sunt numai prim-ministri. Ori eu m-am întâlnit atât în cadrul grupului Prietenilor Coeziunii, cât și în alte ocazii cu prim-ministri, cum e primul ministru al Italiei, care nu face parte, este net contributor. Și i-am explicat președintelui elementele de negociere comună, în așa fel încât România să aibă o poziție cât mai puternică. De asemenea, aici e vorba de poziția Parlamentului European, exprimată de președintele Martin Schulz. Este vorba de poziția Comisiei Europene, exprimată de... Eu mă aștept ca în curând purtătorul de cuvânt al domnului Băsescu să-i acuze și pe domnul Barroso și pe domnul Schulz că sunt anti-europeni. Orice e posibil. Sau să-l acuze pe primul ministru Rajoy, că este împotriva Europei. Sau... Sunt foarte mulți prim-ministri care s-au exprimat împotriva propunerii de... Da, voi fi în axa răului alături de domnul Barroso, domnul Schulz, domnul Rajoy, domnul Cameron, domnul Tusk. Domnul Voiculescu, domnul Dragnea, eu. Mă rog, nu v-ați exprimat încă împotriva... Nu, da, suntem... Deci, acuzațiile președintelui sunt absurde și n-au legătură decât cu campania electorală. În rest, faptul că o țară, faptul că un prim-ministru
anunță că propunerea de reducere este inacceptabilă, este perfect europeană, deoarece politica agricolă comună și politica de coeziune sunt fundamente, sunt principii fundamentale ale Uniunii Europene. Iar în rest, să stai să pândești, ce zic eu, pe la Bistrița, să tai fraze ca să interpretezi tu, mă gândeam că de asta se ocupă domnul Traian Radu Ungureanu, nu domnul Traian Băsescu. Da. E extrem de penibil pentru un președinte să facă campanie electorală de joasă factură. Da, nu mă miră. Tocmai vă rog să nu puneți în acest context. Dacă mă puneți alături de cel care a tăiat pensiile, domnul președinte Băsescu a tăiat pensiile. A spus că vede ca de luat în calcul pentru... Și n-a plâns? N-a zis că n-a dormit noaptea? Nu, nu mă puneți lângă un om care e în minte. Că nu vreau să iau, să preiau din lipsa lui de credibilitate. Ce campanie electorală? O să anunțe că dă și cât 50 de lei în plus la pensii, nu? A mai anunțat cineva. Decembrie 89. Da. Vă mulțumim mult. Cine a venit la păi, vă dau exemplu. În agricultură merge secretarul de stat care se ocupă de afaceri. Doamne, e delegația solicitată de președinte cu specialiști din toate ministerele și cu consilierul meu de stat pe probleme de afaceri europene. Președintele și ea. Și cred că merge și domnul Orban, dacă nu mă înșel. Da, merge și domnul Orban, sigur. Grand Bas? Unde? Vedeți, și ăsta e un mod de a vorbi ca la Cârciumă. Din nou, Traian Băsescu vorbește ca la Cârciumă. E președintele țării, eu sunt prim-ministru, eu mă duc cu o treabă la Bruxelles, domnia sa cu altă treabă, nu mă întâlnesc prin Cârciumă.